Disputa în jurul modificărilor la legile justiției continuă, opiniile fiind tot mai radicale. Președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România, Dana Gârbovan, susține că secția specială pentru investigarea infracțiunilor comise de judecători și procurori, care urmează să fie înființată în cadrul parchetului general, este total protejată de orice decizie a vreunui om politic. Contrar tuturor sloganurilor pe care le-au vehiculat unii și alții din politică sau presă că prin această secție justiția va fi capturată de politic, se poate vedea că această secție este total protejată de orice decizie a vreunui om politic. Dacă numirile în poziția de procuror general sau procuror șef direcții sunt făcute cu vădit aport politic, propunerea e făcută de ministrul justiției, iar numirea de președinte. În cazul acestei secții, numirea procurorului șef se face de către plenul CSM. De asemenea, tot plenul CSM numește și procurorii care vor activa în această secție. Numirea se face în urma unei proceduri total transparente, incluzând un interviu transmis în direct. Baza de selecție este dintre procurorii cu 18 ani vechime, cu minim grad de curte de apel. Vechimea și gradul vor aduce plus de profesionalism și experiență. În evaluarea acestora va conta activitatea anterioară, inclusiv numărul de achitări, restituiri, condamnări, modul în care și-au condus anchetele. A scris Dana Gârbovan pe pagina de socializare. Președintele UNJR mai arată că numirea procurorilor în această secție va fi pentru o durată de 3 ani, cu posibilitatea renumirii o singură dată. Pentru a spori garanțiile de independență ale procurorilor, această secție va face numai urmărirea penală, urmând ca reprezentarea în instanță să fie făcută în funcție de situație de către procurori de la parchetele de pe lângă curțile de apel sau secția judiciară a parchetului de pe lângă Înalta Curte. O astfel de structură, total protejată de orice numire ori decizie politică, va oferi garanții sporite de independență nu doar judecătorilor, ci și procurorilor. Spune Gârbovan. În replică, procurorul general al României, Augustin Lazăr, a declarat la sediul Consiliului Superior al Magistraturii că modificarea legilor justiției va bulversa justiția română, iar dorința de a pune sub control acest domeniu este mai puternică decât rațiunea. Eu nu aș putea caracteriza activitatea Camerei Deputaților, dar vă pot spune un singur lucru. Modificarea legilor justiției în contextul în care îl vedem cu toții, în aceste condiții improprii și fără să avem studii de impact cu referire la rezultatele care s-ar produce, va bulversa în mod sigur justiția română. Acest aspect se vede de către orice persoană de bună credință. Nu trebuie să fie mare jurist pentru a înțelege aceste lucruri. Dar se pare că dorința de a pune sub control justiția este mai puternică decât rațiunea. Majoritatea covârșitoare a judecătorilor și procurorilor s-au exprimat ferm împotriva înființării acestei structuri speciale. Consiliul chiar reprezintă voința acestor judecători și procurori. Noi considerăm că o asemenea structură bazată doar pe criteriul apartenenței la o anumită profesie, nu pe genul de infracțiune care ar putea fi cercetată, este o greșeală. Noi, grupul PSD, suntem de acord că nu se justifică înființarea unei direcții, dar se justifică înființarea unei secții cu modul în care va fi detaliat ceva mai jos, cu în subordinea procurorului general, care să investigheze clar infracțiunile din justiție. Astăzi, Comisia Parlamentară Specială pentru Legile Justiției a decis înființarea secției de investigare a unor infracțiuni din justiție în cadrul parchetului general. În cadrul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție se înființează și funcționează secția de investigare a unor infracțiuni din justiție, care are competența exclusivă de a efectua urmărirea penală pentru infracțiunile de corupție și cele asimilate acestora, prevăzute de Codul Penal și de Legea 78 din 2000, infracțiunile de serviciu sau în legătură cu acestea, precum și infracțiunile contra înfăptuirii justiției săvârșite de judecători și procurori, inclusiv cei care au calitatea de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, precum și de procurorii și judecătorii militari. Este amendamentul votat de membrii Comisiei la proiectul de modificare a legii 304 din 2004 privind organizarea judiciară.